Așa cum Mântuitorul a făcut din apă vin, Biserica Ortodoxă a transformat peste noapte trafaletul într-o tijă lungă folosită de preoți pentru sfințire. Este explicația incredibilă pe care mai mari biserici au născocit-o după ce imaginile cu Patriarhul Daniel, care a binecuvântat studiourile Trinitas cu un obiect folosit de zugravi, au făcut furor pe internet. Surprins astăzi de reporterii știrilor Prima TV, prea fericitul s-a arătat amnezic. Spune că nu-și mai amintește ce fel de instrumente a folosit la sfințire. Ați ales ieri trafalet. Care trafalet? Care trafalet? Care? Care trafalet? Era un trafalet, erau pozele puse de patriarhie. Nu știm noi de ce, nu știu despre ce e vorba. Noi am sfințit sediu și atât, dar nu ieri. Deci nu ne interesează. Dar se folosește trafaletul la... Nu știm cine le-a pus acolo. Pare incredibil. Deși milioane de români l-au văzut în ipostaze inedite, binecuvântând studiourile Trinitas cu un trafalet, prafericitul Daniel vrea să ne convingă că emoțiile slujbei de sfințire l-au cuprins atât de tare că nu-și mai amintește ce a ținut în mâini. Dar nu ați văzut că era trafalet? Dar nu ne uităm la asta, dar eu nu știu dacă ce a fost. Nu ne-am uitat la asta. S-au uitat însă subordonații săi, care de altfel au și făcut publice aceste fotografii. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe spun răspicat că acela nu e un instrument folosit de zugravi, ci ar fi mai degrabă obiect de cult. Nu este trafalet. Trafalet este pentru cei neinițiați, pentru cei care habar n-au în ce constă slujba de sfințire. Este o tijă de aproximativ 2 metri înălțime, care are un capăt ușor îndoit, asemenea unei crose, pentru a înțelege toată lumea, și este folosit pentru a se putea unge când alem sfințit pereții încăperii respective. E obiect la ei acasă, pentru templării, pentru zugrăveala, dar nu pentru biserică. Asta e bătaie de joc. Mai mari bisericii susțin că în unele momente mai toți preoții folosesc un asemenea obiect, nu doar preafericitul patriarh Daniel. Dar nimeni nu precizează cu ce se deosebește acest obiect de un trafalet. Cert e că în doar 2 zile imaginile au devenit virale pe internet. Milioane de oameni le-au comentat îndelung. Seamănă cu un... Da, cu... Care vops? Da, cu un trafalet, da, e un trafalet. Probabil e făcut în Photoshop, nu cred, nu știu. Nu cred așa ceva, nu. Imaginile sunt cât se poate de reale și au apărut pe Agenția de Știri a Patriarhiei alături de un comunicat prin care se anunța că preafericitul Daniel a dat, acum câteva zile, binecuvântarea la inaugurarea noilor studiouri radio și TV Trinitas. De altfel, aceleași imagini au apărut și în presa britanică. Jurnaliștii nu au uitat să menționeze avalanșa de comentarii ironice și poze modificate pe care le-au stârnit părintele Daniel și al său trafalet.